Sony Xperia Pro este cel mai complex telefon pe care l-am testat, dacă ne referim la tot ceea ce ține de imagine. Este un telefon de nișă, un telefon pe care ai vrea să-l iei dacă vrei să treci de la un banal telefon la o cameră foto. Odată ce te vei obișnui cu ceea ce poate să facă acest telefon, o să te gândești dacă merită să te îndrepți spre o cameră foto. Ai toate opțiunile disponibile pe care le regăsești pe orice mirrorless de la Sony. Am folosit telefonul de sărbători și am încercat să iau pulsul atât pe video cât și pe foto. Cred că îl pot compara, fără doar și poate, cu iPhone și cred că are cea mai bună cameră foto pe care am testat-o până acum. Probabil că ar fi fost telefonul perfect dacă în zonele întunecate s-ar fi descurcat să compună o imagine mai bună. Funcția de Night Mode nu este chiar wow. Totuși, de data asta, certificarea Zeiss își face simțită prezența. Culori perfecte, echilibrate. Mai interesant este faptul că ai toate opțiunile unui aparat foto. Pe de o parte este complicat dacă nu ai mai lucrat cu așa ceva, pe de altă parte ai șansa să te obișnuiești cu setările și să vezi dacă ți se potrivește. Întrebarea se pune în felul următor. Oare nu costă prea mult un telefon cu funcții de aparat foto? Nu mai bine te îndrepți spre două dispozitive separate? Telefon mai ieftin și aparat foto dedicat? Avem de a face cu un senzor de 1 inch, cel mai mare din industrie, dar nu avem optică pentru așa ceva. Cu alte cuvinte, ne vom rezuma la poze de 12 megapixeli. Pe lateral avem butoane pentru pozat, cât și pentru filmat. Sunt 5 butoane distincte, departajate bine. Telefonul este bine construit, materialele sunt de foarte bună calitate, este rezistent la apă și chiar cred că ar putea să fie un telefon pe care l-ai putea folosi fără husă. Sony Xperia Pro este bine proporționat, îl țin bine în mână, chiar este ceva mai lung decât orice telefon pe care l-am testat în ultima perioadă. Display-ul este extraordinar, culorile sunt aproape de realitate, cu cea mai mică abatere pe care am măsurat-o până acum. Ca specificație avem ecran 4K OLED, 225 Hz, pe un display de 6,5 inch. Cât despre performanțe, vorbim despre cele mai noi tehnologii disponibile în 2021. Procesorul Snapdragon 888 se descurcă mai mult decât decent în aplicații, Androidul se mișcă foarte bine. Cât despre aplicațiile preinstalate, Sony a avut grijă să introducă mai toate aplicațiile din portofoliu, cele pentru PlayStation, de transfer sau chiar Prime Video. Cam aceasta a fost componenta video a materialului. În descriere aveți un link cu pozele făcute, iar acum vă las câteva filmulețe pe care le-am făcut cu telefonul. You got me.